televiziunea exclusiv, exclusiv TV reprezentată prin, reprezentată prin domnul Ungureanu. Avem pe domnul consilier Mihaian Mihail din partea PNL, domnul Iptimie și părintele ortodox, Biserica Ortodoxă Vișghel. Sper să fie o ședință liniștită și constructivă în interesul comun. Doamna secretară, bună ziua, doamnelor, consilierilor, domnilor invitați, domnule consilier Dețean Părinte și domnilor cetățeni. Declarăm deschisă ședința de astăzi la Consiliul Local. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a ședinței. Absența avem doi consilieri, din câte știu, unul motivat, unul o să află pe parcurs. Ați avut la materialele de la comisie și procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții pe procesul verbal? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot procesul verbal al ședinței trecute. Cine este pentru? Am onoarea să predau în cuvântul ședinței domnului președinte de ședință, consilierul Cășcălan Vigioche. Da, mulțumesc pentru încredere. Bună ziua, domnilor, doamnelor, stimați invitați. Dispoziția numărul 140, în 14.08.2019, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local, în Comuna Bobocii, județul Bacău, data de 29.08, ora 13, locație primăria. Următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a suprafeței de 22,5 metri teren aparținând domeniului public Poate Bugoci, inițiator primar Eștor Cristian. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar Bisericii Romano-Catolice Bugoci și Bisericii Romano-Catolice Mișghir, inițiator primar Eștor Cristian. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcție și organigrama aparatului de specialitate a primarului OAT Buhoci, inițiator Iștor Cristian. 4 diverse și am înțeles la comisie cum e ceva ce suplimenta pe ordinea de zi. Da. Domnule președinte, solicit introducerea pe ordinea de zi a încă 3 proiecte de hotărâre, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul privind prestarea serviciului de colectare și transport al deșeurilor menajere. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării resurselor financiare pentru întocmirea documentațiilor necesare închirierii concesionării statului comunei Buhoci. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Și Punem la vot suplimentar cu ordinea de zi. Cine este pentru suplimentar? Și ordinea de zi. Abțineți? Da? Și eu. Și eu. Împotrivă? Da, deci avem ordine de zi aprobată și suplimentată și aprobată. Să trecem la lucrările ședinței. Primul punct am înscris pe ordine de zi. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a suprafeței 22,5 metri, teren aparținând domeniului public OAT Bucovina. Da.
După cum știți, pe raza Comunii Boci avem anul seminică. Dumnealui solicită să-i punem la dispoziție o suprafață de teren în vederea instalării de linii curent electric. În sensul că impune subtraversarea DG252 din zona de RCA, transformator, până la locuința dumnealui. Înseamnă că noi trebuie să punem de la DG252 până la locuința domeniului public la dispoziție o suprafață de 22 metri pătrați pentru a-și realiza obiectul. Este un proiect impus. Dacă aveți discuții... Domnilor, vă scrieți la fiecare. Dacă sunt... Da, eu susțin acest proiect pentru faptul că, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, sunt omul principiilor și orice investitor care vine pe raza Comunii Boci trebuie să fie și încurajat și ajutat, pentru că în final se va transforma într-un beneficiu pentru întreaga comună. Deci susțin acest proiect pe lângă. Altcineva? Da, nu mai sunt discuții, spune la cine este pentru? Împotriva acțiunilor. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar Bisericii Romano-Catolice, Buhoci și Bisericii Romano-Catolice Mijlie. Domnul primar. Da. În urma solicitării de către preotul paroh al Bisericii Catolice din Buhoci, Redu Vasile, care a solicitat un sprijin de 150 de milioane lei, 15.000 lei, pentru construcții privind repararea infrastructurii, trotuarului și ce mai de rezolvat, în ideea că fiind biserica se învecinează cu DG252, din cauza traficului greu, apar fisuri în fundație și în sfera sa în trotuare. De asemenea, aceeași altă cerere a preotului parohia catolică din Bijghir, privind completarea cu o sumă în ideea de a acoperi cheltuiala investiții care am aprobat-o la ședința anterioară. Adică s-a suplimentat spre final cu 2.000 lei, nu? Deci e încheiat și acolo construcția oratorului. Alte cereri nu am avut de la alte parte. Adică trebuie să nu vedem ce cereri? Sau... Momentan. Și trebuie să fac cereri ca să-l ajutăm? Sau... Corect. Am avut o discuție cu el, că el nu vine să cercea, să fie consilier aici. Dar noi ca consilieri am putea face ceva, știu, că nu mi se pare normal, poate cum a zis din locul ăsta. Dacă dumneavoastră sunteți titular sau un puternicit de cineva, deci nu? Da. Totuși, aș vrea... Stimați colegi, trebuie să ne aducem aminte că am votat cu toți, unanimitate, ca fondurile care se vor dau fundelor să fie egale.
cu stupoare se face acea discriminare. Citesc la articolul 2. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 2.153,90. La articolul 1. Se aprobă în sumă de 15.000. De ce facem această discriminare? Pentru că să ajutăm numai satul Bijdir. Să ajutăm totdeauna. Dacă avem de asfaltat, asfaltăm numai în Bijdir. Dacă avem de făcut rigole, facem numai în satul Bijdir. Dacă avem de făcut vrosceră, ceva facem în Bijdir. Oare noi, celelalte sate care fac parte din comuna Goci, ce facem? Unde ne uităm și de unde cerem și noi un ajutor? De ce se face această discriminare? De ce o face domnul primar? De ce a aprobat așa ceva? Păi de asta nu vine părintele nostru. Pentru că totdeauna ați acordat bani supra celor de la Bijdir, de la dumneavoastră. La dumneavoastră se poate face stradă, la dumneavoastră se poate face poduri, la dumneavoastră se poate face orice. În satul cu Hoci nu se poate face nimic. Mințiți în fiecare zi, băia de pe bani i-ați terminat cu minciuna. Domnul Bocan, lăsați-mă, nu vă rog foarte frumos, de alocare de poduri atâta timp cât avem cereri. Conform legii. Nu avem nicio cerere din partea celor de... Domnul primar, am fost de acord cu toții să facem sume egale. Nici de cum. Arătați-mi un proces verbal unde scrie că trebuie să-i dăm numai celui de la Bijdir. Domnilor, ridic tonul pentru că nu se mai face. S-a ajuns cu cuțitul la urs. Vă rog. Lăsați, eu vorbesc de ortodox. E păcat că s-a ajuns până într-acolo. Și emițim în fiecare ședință, că nu trebuie dacă să merg. Și vinovați suntem noi în fața cetățenilor. Noi suntem mincinoși în fața cetățenilor din comună, domnul Lomu. Este adevărat, doamnă? Este adevărat, domnul? Domnilor, aveți motivații. De ce? Votați, vă abțineți, vă spuneți motivul. Da, așa cum am spus și în ședința anterioară, așteptăm solicitări de la preot. Nu vor, preotul nu va mai veni. Este rușine să vină. Pentru că mi l-a spus în față. Domnul Bogdan, de câte ori am venit, mi s-a dat un număr de poartă, am așteptat 2 ani. Mă duceam pe acolo precum un poștaș din ăsta. Nu fac referire la dumneavoastră. Și nu-i s-a dat niciun bănuț. Haideți să înțelegem. De asta nici nu vine, părinte. Haideți să înțelegem cronologia finanțării. Dacă nu facem cereri, riscăm ca dumneavoastră, din bunăvoință, sau primarul, domnul consilier, să vină, să solicite. Dumnealui, când o să vină cu curtea de conturi, nu o să se însușească, o să găsească bani în conturi, nu l-am cerut. Și o să dați dumneavoastră justificări. Aici apare și legea finanțării a cultelor. Nu pot să sari peste legea respectivă. Nu se pot face asemenea lucruri. Am deci nu există toții. Nicio discriminare. Aștept ce o analizăm și dumneavoastră... Sume egale. Așa am discutat în președinte. Sume egale. Da, da. Am discutat așa, sume egale. De acum de ce facem discriminare? A, de ce o facem? Sumele egale am discutat, nu? Nu se pot face. La noi nu se pot face, domnul. De exemplu, dacă biserica e terminată și una... La noi nu este în construcție. La noi este în construcție. Mult mai mult bani. La noi este în construcție și la noi. Și preotul dacă nu cere... Nu se termină niciodată dacă vom proceda așa. Nu se va termina niciodată la Bogoci. Da, puteți consemna. Eu nu mențin... Nu? Spune, domnul. Da, deci eu propun să revenim într-adevăr la ordinea de zi care o avem. Aici sunt niște cereri făcute de niște persoane. Noi, ca Consiliul Local, nu putem să alocăm sume de bani de la noi puteri. Trebuie să existe baza legală. Baza legală fiind o cerere. Deci trebuie, și mi-aduc foarte bine aminte, când s-a aprobat un proiect de hotărâre pentru finanțarea capelii de la Biserica Bucovești, tot părintele Leontier era și atunci preot, în urma unei discuții avută cu dânsul, l-am convins că și atunci era reticent, nu știu de ce, de unde e această reticență, din istorie, și o spuneam așa ca să audă toată populația comunei și în special a satului Bucovești, există această reticență din partea părintelui, dar eu atunci am reușit să-l convinc, am venit cu toată documentația la Consiliul Local, dacă vă aduceți aminte, s-a venit și cu cererea în speță
și s-a aprobat suma care s-a aprobat respectiv, nu mai țin minte care a fost suma. Într-adevăr, noi, și nu numai noi, există prevederi de lege ca sumile din bugetul primăriei să fie alocate în mod echitabil tuturor localităților din cadrul comunii. Este bază legală, nu funcții cerere. Dar trebuie să existe această cerere. Deci, rugămintea mea, față de cei doi, și cu Oca și cu Nicor Mocanu, care au discutat cu părinții Elizabeth de acest lucru, să vină cu cererea, să vină cu documentația necesară, așa cum prevede legea, o supuneți spre aprobarea Consiliului Local și eu, de pe acum, aproape anticipez. Dacă nu se vină comisia parohială. Sau altcineva, nu știu, altcineva, cine are puterea legală din partea bisericii. Consiliul Local. Un reprezentant al Consiliului Parohial să vină cu documentația, poate noi o analizăm în ședință. Și eu nu știu dacă... Noi n-am respins niciodată niciun astfel de cerere. Cât ca mai... diminuat din surse, pentru că sursele financiare la vremea respectivă a comunii erau alea care erau, am mai diminuat, dar totuși am aprobat și la biserica de la Bichir, nu numai asta, și când s-a făcut întăbuirea, reparația și așa mai departe, chiar m-a dat trebuit istoric, da? Așa. Și atunci a venit Costel Leș, care a fost în calitate de consilier al bisericii. Deci aprobăm lucrurile astea. Nu cred că este un motiv de a ne supăra, de a ne injecta unii pe alții, având în vedere că există disponibilitate. Dar așa să intrăm în bază legală, ca să nu fim acuzați noi că aruncăm banii așa și numai într-un singur loc să aruncăm. Vedeți lucrurile așa, parțial. De acum, le vedeți parțial de acum. Nu, dar nu pot, le vedeți parțial. Eu vreau să discutăm, eu sunt adept. Eu sunt un adept. Principiul de a respecta. Dar care sunt adept? Dar și nu respectă. Care? Lasă, doamne, că eu nu sunt sătul unui principiu. Noi am discutat egal. Și care sunt principiile acum care le spuneți? Și am spus de... Egalul ăla, culte, fiecare sat să-și primească bani egal. Acum venim, babiși, dăm 200 și ceva. În baza unui cer. Lasă, domnule, nicio cer. Când a venit părintele la noi, nu i-a mai dat niciun ban. Și nu le-a lui venit. Și când a văzut că a fost împins de la o zi la urmă, i s-a dat un număr. Ia trebață. Nu a fost? I s-a dat un număr de cunoștă, nu mai primi bani. Da, și nu s-a mai primit bani. Eu nu mi-am luat bani, domnule. Dacă ceva e în construcție, trebuie să-i să aduce mai mult. Dar cum e terminat? Nu se primească bani exact acolo la care e... Dacă n-are nevoie. Iei banii că ai nevoie. Dar nu credeți de construcție? Deci nu credeți că pentru preoții așa ușor să justifici cheltuielile. Deci v-am spus din start, preoții trebuie să justifici cheltuielile în fața curții de conturi privind legea finanțării cultelor. Deci e clar. Nu m-am angajat în fața Consiliului Local că o să port o discuție cu părintele Leonti și o să rezolvăm această problemă cât de curând. Vedeți, mă, da, mergem cu această sumă să ceară și părintele la voși, 200, să vedeți dacă e ceva de bani. Vă rog, eu chiar vă rog să... Nu e grupă, păi nu, nu așa, nu așa, și la noi este în construcție biserica, poate n-ați spus la biserică, de mult timp. Am zis că noi aprobăm Consiliul Local, tot noi aprobăm aici. Și noi o să venim cu susținere, fii convins că o să te susțin și eu. Nu, dar tot să cere, atunci eu sunt propus, sunt de acord, sunt partea aceeași sumă, dar tot trebuie. Da, dar mi-am mai propus-o. Păi o să fac, o să vină cu cerere. Asta și cum, asta spune. Și o să propunem aceeași sumă, atunci o să dăm și la Buhoci, aceeași sumă, să vedeți că atunci o spun, domnule, nu mai avem bani. Nu avem bani. Eu o să vină și preotul de la Coteni, o să spună, domnule, dar și eu am nevoie de sumă. Ăla e la Tamaș, nu mai vine. Ăla nu mai vine. Nu mai vine? S-a făcut la Tamar. Am scăpat. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri sunt trei, motivația... Abțineri trei, da? Da. 4, 5. Deci abțineri, 1, 2, 3, 4, 5. 5, da? Păi nu, motivat de contra. Motivat de faptul, da. Și el o să fie în biserică. Da, dar o să fie tot ce așa, iar nu ia bani. Nu cred eu că dacă vine cu ce nu pot discuta. Nu știi de acolo. Eu pot discuta, eu nu am putut să fac mă pentru. Dacă o să vedea noi. Nu, eu am un curt fără legea. Nu știi ce să spune. Nu am putut. Nu am putut. Nu am putut. Trece la punctul 3. Tot ce l-am consiliu, la consiliu. Alo, domnilor,
Sunteți atenți? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcție și organigrama aparatului de specialitate a primarului poate cu voci. Aici o să-i dau cuvântul doamnei secretare, să-i explice cât de amănuntul. Da, o să vă dau citire la ce propunere am făcut, motivat de faptul că luna iunie am avut un control de la Inspecția Socială peste Sociale și mi s-a lăsat ca și în măsură de control reorganizarea compartimentului de asistență socială și încadrarea personalului specializat, însemnând asistent social și medic, asistent medical comunitar. Și astfel aveam o funcție vacantă în compartimentul situației de urgență, referent 2, și l-am transferat în compartimentul asistență socială și l-am transformat în asistent medical comunitar, univers studii de post-liceal. Și am mai propus transformarea unei funcții contractuale vacante din compartimentul gospodării apă și canal, din muncitor calificat, în consilier deputat. Deci acestea sunt lucrurile care le propunem, dacă sunt întrebări. Da. Ne lămurezi, Cris, consilier deputat, ce înseamnă? Despre cine e vorba, persoană? Deputat. 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 Nu. Ați mai greu cu capul și înțeleg. Deci am un proiect și canal și s-a terminat. Dorește... Nu, am întrebat dacă a terminat apă și canal. Apă și o paranteză. Da. Și se dorește, nu știu, ocuparea, acestui corp este un specialist cu superioare care să organizeze branșările și să răspundă de... A, nu că vine consilierul... Branșarea la apă, apă. În perioada următoare o să facem anunț către cetățeni în vederea racordării la sistemul de apă și canalizare a comunei Buoci. Aici trebuie o persoană cu responsabilitate, cu evidență clară. O să intervină niște proiecte, probabil, avizări. Nu mi-ați răsut și din persoană. Da. Poate marea concursul, domnul fost viceprimar care a fost la comisie de concurs, nu știu. Nu este persoană. Întrebare retorică. Faceți glume. Nu, poate să pregătiți persoană. O să-i pregătiți. Sunt persoane cu studii superioare. Haideți să lăsați numele. Da? Pentru după ședință. Supunem la vot. Dacă sunt discuții, altcineva discuții, întrebări? În marginea. Poate vrea cineva? Nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Supunem și o persoană. Împotrivă? Abține? Dacă doriți să vă spun niciodată, nu vă știți ceva. Vă abține, vă să fie dacă doriți ceva. Deci tot pentru oțelare. Trecem la suplimentări. Primul punct pe ordinea de zi suplimentat cu adisul. Somă. Da. În baza ordonanței 74/2018, care modifică și completează legea 215/2011 privind regimul muncitorilor, și a legii 249/2015 modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor din ambalaje. Am avut o discuție purtată în cadrul ADIS, unde suntem membri fondatori și de care ținem, de care aparținem privind depozitarea la groapa de gunoi prin Ecosud și discuțiile purtate cu SOMA, cu care avem un contract de prestări servicii de transport cu noi menajer. În urma controlului gărzii de mediu, ni s-a impus semnarea unui act adițional la contractul de prestări servicii transport
gunoi menajer, privind gunoiul selectiv. Avem aici în, la proiectul de hotărâre o bază de calcul stabilită împreună cu cei de la Soma. Colectarea va fi făcută pe fiecare tip de gunoi selectiv, sticlă, peturi, hârtie, separat. În cadrul costurilor vor intra inclusiv dotarea pe fiecare sat cu recipiente în care gunoiul să fie făcut selectiv. Transportul se face de 3 ori, deci vine mașina pentru fiecare gunoi în parte, o dată la 2 săptămâni. Și s-a ajuns la o sumă estimată de 1100... ...1101,11 lei, fără TVA. Mare parte din banii respectiv vor fi finanțați de către asociația, cum să spun eu, celor care produc ambalaje și care prin lege au obligația să readucă în circuitul ambalajelor de reciclare de toni. Lor le convine să cumpere de la comunii ambalajul, deci nu s-ar putea să cumpere cu o sumă din 800-900 de lei per tonă, pentru că noi dacă ducem peturile, sunt acele pierderi. Mai are niște apă în pet, mai are care transformându-le se pierde din cantitate. Deci undeva cam 70-80% din cantitatea colectată pe selectiv va fi replătită de asociație în numele primării. Deci costurile nu o să fie foarte mari, atâta timp cât împreună vom conștientiza populația că colectarea selectivă aduce un beneficiu comunității. Da, să fac o precizare, dacă îmi permiți. Deci, noi astăzi, în acest proiect de hotărâre, ne propunem să aprobăm încheierea unui act acțional la contractul privind serviciul de colectare și transport cu Soma, unde aprobăm tarif diferențiat pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv tariful de 1100 cât l-a prezentat domnul Iustin, și în cadrul contractului, respectiv actului adițional, vom defini categoriile de deșeuri distinct, care vor fi colectate, conform acestei ordonanțe care s-au dat în vigoare anul trecut. La articolul 2 vom aproba tehnicia primarului comunei Bucoci pentru a semna numele și pentru comuna Bucoci. Deci asta vă propune proiectul de hotărâre. Discuții? Dacă nu sunt discuții, spunem la vot. Cine este pentru? Abținerul ăsta, nu? Nu sunt. Pentru că mă vrei este rectificarea. Rectificarea. Toată nu știu ce e la acolo. Da. Da, am primit o sumă privind taxe de echilibrare a bugetului, adică taxe defalcate din valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Comuna Bucoci a primit 11.000 lei. Îi aducem din zona sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale la alte servicii în domeniile, în domeniile locuinților, serviciilor și dezvoltării comunale. Sunt discuții? Ați cineva întrebat? Am primit. Da, bine că au venit, trebuia mai mulți. Dar nu sunt discuții, spun la tot cine este pentru. Să vină cât mai mulți. Și trei. Da. Al treilea proiect se referă la islazul comunal. După cum știți, în trecut am avut o acțiune în instanță privind incompatibilitatea
incompatibilitatea concesionării ISLAS. S-a finalizat, avem o hotărâre definitivă prin care obligă pe cel care a avut concesiunea să predea suprafața de ISLAS comunei. Contractul de concesiune nu. Care contractul de concesiune a devenit nul. Noi avem obligația pe lege să demarăm proceduri de scoatere din nou la concesiune sau închiriere. În acest sens avem nevoie de intabulări, de evaluări și alte cheltuieli privind scoaterea la concesiune sau închiriere. Dumneavoastră, dacă aveți discuții. Domnul președinte, este un ce vă rog, dacă permiteți la diverse... La diverse, da. Da, la diverse. Spune domnul Mocan. Discutăm despre acest ISLAS păcătos, care se află cu condiții jalnice, oricine l-a întreținut, dar l-a întreținut prost. Acum se pare că tot acea persoană vrea să-l ia de. Este păcat. Este jalnic cum apare. Nu se mai taie spirit, nu se mai taie nimic. Spunem că avem ISLAS. Hai să mergem într-o vizită, să vedeți cum apare un ISLAS, valeta vechi, sau hai să mergem la tăiat. Sau unde doriți dumneavoastră? Să vedeți cum apare un ISLAS. Întreținut. Întreținut. Acum discutăm de aceeași persoană. De unde știți dumneavoastră că domnul Odrăștea? Păi da, am văzut, am citit din documente de aici, doar dacă mi s-o lua de aici. Se acordă totuși aceleași persoane. Deci omul a terminat-o. Urmează proceduri, noile proceduri. Pe lege, are ocazia să participe. S-a terminat. Are dreptul să liciteze. Categoric are dreptul. Domnul primar, eu mi-am spus destul de clar, să nu mai apară asemenea isladuri, că astea nu se cheamă isladuri. Asta nu se cheamă isladuri. Dacă dumneavoastră ați mers spre la aceste isladuri și le-ați apreciat, nu înseamnă că ați apreciat prost. Noi vrem niște isladuri, nu vedem și noi, hai să mergem un pic în Zora, Bacău, undeva, să vedeți cât este de frumos amenajat. Nu am nimic cu persoana X sau cu Y, nici nu-i vorbesc. Numai la televizor vedem lucruri frumoase, la noi în comună le vedem pe dos. Nu știam cu Bacău a Nu, în jurul Bacău, cred că m-am exprimat corect. Cred că m-am exprimat corect. Asta e o paranteză, că nu am de gături. Deci o paranteză, care a făcut bine. Hai să facem și ce frumos, cât tare am rămas în urmă, nu știu câți ani. Util, frumos bine. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu mai sunt discuții, spunem la vot cine este pentru.